Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc, invitații mei din această seară sunt candidații Partidului România Unită la Senat și Camera Deputaților pe poziția 1, respectiv domnul Emilian Ionuț Ilie pentru Camera Deputaților și domnul Cornel Radu pentru Senat. Discuția noastră din prima parte a emisiunii noastre s-a terminat aici, că ne răspundea domnul Radu Cornel la faptul că da, s-ar putea majora pensia. Haideți să vedem cum s-ar putea întâmpla acest lucru, pentru că domnia sa este dispus să ne explice. Spuneți-ne cum credeți există, că s-ar putea întâmpla lucrul ăsta? Mai multe variante, dacă vreți, care pot corobora în acest pas de majorare a pensiei. În primul rând, încetarea plății nemuncii. Și aici deja dispersăm un pic. Și acel venit minim garantat și acea pensie minimă de care spuneam mai devreme pentru cei care nu o merită, care nu au muncit o zi în viața lor. Știți că vă atrageți niște dușmani. Știu, acum. Sunt convins de lucrul ăsta. Sunt convins de lucrul ăsta. Dar nu mi se pare normal ca un om, cum spuneam, care n-a muncit o zi în viața lui să aibă pensie ca unul care a muncit 20 de ani, 15 ani, treaba lui cât. Da? Nu mi se pare normal. Doi la mână. Degrevarea de alte cheltuieli a sistemului public de pensii. O mai bună colectare în sistemul public de pensii, de la agenții economici, de la firmele private, a acelui CAS, care e plătit, acum vă spuneam, nu mai avem niciun control și nu mai știu cum, dar m-am ocupat o perioadă de executare asilită a firmelor și mi-aduc aminte cât de greu colectam banii. Se poate, vă spuneam că s-a transferat totul la ANAF, nu i-a acuz pe colegii de la ANAF, dar ei sunt supraîncărcați acum. Și nu au cunoștințe foarte bune despre cum funcționează sistemul de pensii sau cum funcționează sistemul de sănătate. Și de aici o mare problemă. Dacă s-ar reface sistemul separat, așa cum vă spuneam, administrat tripartit, așa cum prevede legea, și este foarte... Deci iarăși o intervenție la nivel legislativ. Exact, exact. Deci astea sunt scopurile noastre. Modificarea legislației, astfel încât să poți duce la majorare vis-a-vis de pensie. De altfel, prin lege se spune că la momentul ăsta ar trebui să avem punctul de pensie 41% din salariul mediu pe economie, da? Mediu net pe economie. Suntem undeva la 38. De ce? Avem lege, dar nu o aplicăm. Noi propunem 45%, ceea ce iarăși este foarte puțin vis-a-vis de ce ar fi necesar pensionarului român, care are o sănătate șubrezită, pentru că ne aducem aminte în ce condiții au lucrat. Vai de mama lor, în frig, nici nu vreau să-mi aduc aminte în ce condiții lucram eu, spre exemplu, la metalurgică, eu ca inginer. Dar amărâția de muncitori le plângeai de milă, efectiv. Ei, bineînțeles că sănătatea este șubrezită. Mai mult decât atât, s-a scos grupa de muncă după aprilie 2001. De ce? De ce? Pentru că dacă se făceau niște investiții majore în industrie, aia care mai există, și se îmbunătățeau condițiile de muncă, ai fi zis, domnule, nu mai e cazul. Dar cazul este în continuare. Mai sunt câteva unități care mai plătesc cota parte suplimentară pentru grupă de muncă. Le numer pe degete. Și pe cei care beneficiază de așa ceva. Deci, revin, se poate majora pensia cu un control mai atent asupra încasărilor, cu un control mai atent asupra cheltuielilor. Se poate majora pensia prin altă manieră. Spuneam tot noi că susținem salariul minim pe economie de 2000 de lei. Da? Pentru că, haideți să ne aducem și mă întorc chiar și în timp. Eu am plecat din metalurgica în 90 cu un salariu de 3400 de lei. Net, că de la vorbeam nu exista brut și așa mai departe. Bun. La momentul ăsta, mă apropii de sfârșitul carierei, da? Și am trecut prin atâtea și atâtea. Am 2600 de lei. Cum, Doamne iartă? Pentru că dacă ne uităm la prețuri, sunt cam aceleași. Că să ne aducem aminte, salamul de vară costa cam 50 de lei kilogram. Tot cam atât costă. Sau salamul de Sibiu, mă scuzați. Tot cam atât costă. Deci venim pe aceleași cifre. Benzina era tot undeva cam la 5 lei. Da? Deci iată cum puterea noastră de cumpărare a fost dusă în jos tot timpul. Ba, mai venim și creăm o criză artificială, speculăm criza mondială de la un moment dat, creăm o criză artificială, spunem nu ne trebuie împrumuturi de la FMI, dar luăm ca o pălărie de protecție, nu luăm cât ne trebuie, am luat fonduri duble și vom plăti și noi și copiii și nepoții noștri. Da? Și unde s-au dus banii ăștia? În furăciuni, scuzați-mi expresia. E, toate aceste furăciuni trebuie recuperate. Și atunci ar fi bani și de pensii, ar fi bani și de investiții, ar fi bani și pentru sănătate. Deci faptul că îl condamn pe Xulescu, care a deturnat fonduri,
mai puțin mă încălzește. Pentru că el va trăi și acolo la pușcărie tot pe banii mei ai contribuabilului, da? Și mai mult decât atât, vrem acum să avem condiții și în pușcărie ca americanii, deci să avem televizor în cameră, să citim reviste, să citim presa, să eventual să avem și telefoane mobile. Nu, oameni buni, la muncă. Că americanii ne acuză, sau, mă rog, vestul în general ne acuză că, nu știu, Doamne, iartă-mă, le facem pușcăriașilor, da? Nu, la muncă, să ne ducem aminte cum s-au construit toată infrastructura din America. Să ne uităm la filmele mai vechi. Toți pușcăriași erau cu lopățica de dimineață de la ora 6, da, și cu târnăcopul. Dar nu trebuie să ne ducem până la America, construcție de drum. Aici în România, în urmă. Și la noi, da, la muncă, oameni buni, nu la odihnă. Nu la odihnă pe banii mei ai contribuabil. Tot ăla furat, tot ăla va plăti. Plătește în continuare. Deci iată că există soluții de a face bani la buget. Nu mai devreme de ala seară, domnul Cioloș anunța un excedent fabulos pentru anul 2016, un excedent bugetar fabulos. De ce nu avem bani să mărim atunci alocațiile copiilor, acum înainte de Crăciun? Deci, dacă avem excedent, chiar nu mai înțeleg. Și dacă intrăm pe segmentul de salarizare, avem foarte multe de discutat. Pentru că nu întâmplător propunem acel 2000 de lei, da? Ca și sumă minimă de salarizare. Pentru că în felul ăsta am scoate banii din munca la negru, pentru că munca la negru există și astăzi. Și vă dau un singur exemplu, dacă vreți. Vine un cetățean X, își face dosarul de pensie, își depune actele. Bineînțeles că îi se calculează pensia după 2001 pe baza declarației individuale de asigurare depusă de angajator și a plăților. După ce își vede omul buletinul de calcul, spune, domnule, dar stai un pic. Eu în anul cu tare nu luam 700 de lei pe lună, luam și 2000 de lei pe lună. Pardon? Atât ți-a declarat, atât ți-a plătit. Că tu luai la negru și mai întreb, am prost obicei să mai întreb. Că așa sunt eu curios din naștere. Dar pe cât semnai? Ei, dar ce am semnat vreodată ceva? Impunând un salariu minim pe economie de 2000 de lei, automat obligi și angajatorul, oblig angajatorul și aici mă refer nu la firmele românești mici, care și așa săraci, eu o duc cum o duc, ci la marele concernuri, care ascund banii. Spunea colegul mai devreme că un mare investitor din România a avut pierdere anul trecut de nu știu câte miliarde de... Păi eu cred că aia trebuia să închidă firma aia. Nu. Duc banii afară, sub diverse forme. Ne lăudăm, se laudă unele concernuri cu marile investiții făcute în România. Ce investiții, domn? Magazine? Care au distrus micul vânzător român, micul comerciant român? Uite, așa s-a întâmplat în Buzău ăsta, de la un Buzău cu o populație de 120.000 de oameni. Să ai 12 magazine de lei, mi se pare o chestie așa, în orașul Buzău, care era un oraș de târgoveți. Ei distrus, ei nenorocit pe toți. Deci, există, spuneam, se scot banii negri la suprafață, poate fi coroborată această creștere cu, să ne ducem aminte de acel moment, cu acea impozitare progresivă. Iată cum în felul ăsta poți crește veniturile celor cu venit mic. Da? O impozitare progresivă. Știu, sună a comunism, vor spune unii. Însă suntem atât de săraci încât nu ne putem permite să plătim aceeași cotă de impozit toți. Păi una e să plătești 16% după ce ți-ai dedus toate cele sănătate și așa mai departe cease, de la un salariu de 4.000 de lei, să spunem, alta e să plătești de la minimul pe economie sau de la 12.000 de lei pe lună. Da? Surprinzător pentru mine a fost altă chestie interesantă. După tăierile bugetare din 2010, care, să fim serioși, au fost o găselniță. Da? Tăieri bugetare care n-au însemnat numai 20%, salarizări bugetare 25%, pentru unii au însemnat mult mai multe. Că, de acord cu noastră, în unele locuri se exagerase un pic cu acel spor de zâmbet tot discutat în presă, dar care exista pe aici pe coale. Eu nu mi-aduc aminte, cel puțin în județul Buzău, să fi avut la vreo organizație sindicală un astfel de spor. Nu exista. În afară de sporul de vechime. Ai tăiat pe lângă salariu, ai tăiat al 13-lea salariu, care există în lege, prevăzut astăzi, nu s-a mai primit din 2010. Ai tăiat prima de vacanță, care, curios, este câștigată prin instanță, prin hotărâre definitivă și judecătească definitivă și irevocabilă. Deci, iată cum venitul românului bugetar, să zicem, de data asta, n-a scăzut cu 25%, ci undeva la 45%. Au fost aceste reîntregiri salariale. Unii au țipat, nu reîntregiți salariile, că iar băgăm România în criză. Iată că n-a intrat România în criză. Dimpotrivă, a început să se miște ceva, pentru că având bani, cetățeanul având bani, consumă. Evident.
Acum suntem amenințați, ni se arată din nou sabia că, uite, domnule, după 1 ianuarie e posibil să intrăm într-o nouă criză și va trebui să facem iar sacrificii, să tăiem. Păi aș propune altfel. Ok, eu dacă ajung parlamentar, eu sacrific eu 50% din indemnizația aia de parlamentar. De ce nu s-a făcut asta? Și am omorât pe cine? Tot pe aia cu venituri mici. Pentru că și aici, și v-am spus, sunt foarte multe de discutat pe domeniu. Ne trebuie câteva zeci de emisiuni. Aici este iarăși un paradox. Se spune tot timpul, domnule, bugetarii zoioși sau cum grașii care trăiesc pe spinarea altuia din administrația publică, nu trăiesc pe spinarea nimănui, muncesc pentru banii care îi câștigă și sunt foarte puțini. Că dacă te duci la primăria acolo și o să vezi ce salariu are amărâtul ăla de funcționar public de acolo, te îngrozești. Deci spuneam, muncesc foarte mult, uneori peste program, ore suplimentare, iarăși, nu mai se plătesc de multă vreme, ci se dă timp liber compensatoriu. Când? Când? Că lucrurile nu ți le face nimeni dacă dispar de acolo, da? Bun. Deci v-am spus, sunt foarte multe de discutat. Deci după tăierile salariale, la bugetare am observat un fenomen foarte ciudat. Patronii, și vorbesc de patroni, de mari patroni, nouă de cei cu SRL-uri și PFA-uri, care mai plătesc un amărât sau pe lângă familia lor. Și au zis, uite că se poate. Și imediat salariile au început să cadă către minimum pe economie. Păi să ajungi să fii, să zicem, chiar și cu studii superioare într-o fabrică X, să câștigi un salariu de 1200 de lei pe lună, mi se pare chiar o aberație. Sau un muncitor cu o vechime, care are o experiență, că ne întrebăm de ce pleacă și fug toți în vest, să muncească pe minimum pe economie, iarăși mi se pare o bătaie de joc. Ei, vedeți că au distrus în paralel și acea lege a contractelor colective, care frâna un pic această reducere salarială, impunea niște limite pentru contractul la nivel național, contractul la nivel de ramură, contractul la nivel de unitate. Întotdeauna apăreai cu ceva în plus față de salariul la minim, da? Pe care îl vrem noi de 2000 de lei. Mai mult decât atât, prin contract aveai și o ierarhizare a funcțiilor, plecând de la necalificat procent, 100%, să spunem, ajungând până la unul cu studii superioare de 180%. Deci treburile erau foarte bine așezate. Am distrus tot. Au distrus unii tot. N-au vrut. Nu vor să meargă ceva în România. Deci spuneam mai devreme, crescând salariul minim, scoțând acești bani la negru, iată că veniturile la bugetul de stat vor crește. Mi-aduc aminte de Adrian Năstase, căruia, ca și sindicate, când vai ceream noi tot timpul, domnule, hai să fixăm un salariu minim mai ridicat. Să nu ne-a ascultat. După ce a pierdut, spune, mă băieți, am fost un idiot. Abia acum îmi dau seama că voi aveați dreptate. Dacă ridicam salariu minim, aveam venituri și la bugetul de stat. Revenind pe partea cealaltă, iarăși o nebuloasă, inclusiv pentru presă, fără supărare. Ce înseamnă bugetar? Ce înseamnă funcționar public? Nu suntem toți funcționari publici. În România nu există decât vreo 200.000 de funcționari publici. În toate sistemele, plecând de la înalți funcționari guvernamentari, care sunt mult mai bine plătiți. Nici nu vreau să... Că e foarte frumos aici. Eu mănânc 2 pui, la 8, în medie 5, stăm extraordinar. Nenorociții aia de bugetare au 4.000 de lei salariu mediu. Vă spuneam cât am eu mai devreme, aproape de finalul carierei. Nu e nicio problemă. Sănătoși să fim. Există salariați ai statului. Toată lumea asimilează pe cei din medicină sau pe cei din învățământ cu funcționarii. Nu au nicio legătură. Funcționarii sunt cei care funcționează în baza legii 188 din 90, lege clară, care are vreo 28 de articole de îndatoriri și 3 articole de drepturi, dintre care 2 poți să le dai la o parte din start. Am dreptul doar să reclam că am fost pus să fac ceva ce nu trebuia. Și Doamne mă ferește. Da? Bun. Deci nu sunt decât vreo 200.000. Cheltuielile nu sunt mari aici. Spuneam de ceilalți. N-am nimic cu ei, din potrivă. Sunt colegii mei, lupt pentru ei, în partea ce am luptat din 90 pe partea sindicală pentru ei. Dar e o lege specială și cei din sănătate și cei din învățământ. Nu înseamnă că au venituri bune, din potrivă. Că în secunda 2 măresc cu 50%, cunoaștem poveștile, da? Și după aia mai le luăm 25, nu e nicio problemă. Deci există posibilitatea de a fi finanțate și salariile din zona bugetară. Spuneam că vor veni venituri mai mari către bugetul de stat. Iată cum avem bani de crescut alocații, bani de pensii mai mari
și așa mai departe. Despre alocații vreau să vorbesc. V-ați gândit în programul dumneavoastră nu doar la bunici și părinți, v-ați gândit și la copii. Care este propunerea și cum credeți că ar fi posibilă aceasta? Acum nici 3 săptămâni, președintele Bogdan Diaconu a anunțat o măsură vis-a-vis de copii, creșterea alocației copilului la 450 de lei. În același timp, toată lumea a fost, să zic, impresionată și cei care n-au reușit să facă lucrul ăsta până acum au sărit, cum, nu se poate, minciune electorale. Nu. Trebuia doar să citească cu atenție și să vadă că această creștere de la 84 la 450 de lei se făcea fără niciun efort bugetar. Se făcea datorită unei sume de 0,09% din ceea ce înseamnă cifra de afacere a tuturor acestor mari multinaționale care activează și nu fac altceva decât să subjuge cetățeanul român. Era acolo o mărire a alocației care încuraja, în primul rând, abandonul școlar, da? Pentru că trebuie să înțeleagă toată lumea. În momentul în care se stabilește o măsură pentru beneficiul copilului, pentru că e clar, știm cu toții, avem copii, nu putem ca un copil să trăiască cu 84 de lei. N-ai cum, este absolut imposibil. E clar așa. Suma de 450 de lei, poate nici asta nu e suficientă, dar măcar este o sumă decentă. Și atunci, această sumă alocată fără un efort bugetar, din 0,09% din cifra de afaceri, repet, a acestor multinaționale, prevenea abandonul școlar. Pentru că nu, atunci intervine și părintele, care să-și motiveze copilul, să nu mai avem trimiterea copilor la cerșit, să îi îndrumăm și către sport, pentru că în momentul în care copiii sunt duși la școală, sunt încurajați să ia note mari, îi încurajăm, le dăm burse și această alocație undeva este, să zic, dată în măsura în care copilul vine la școală, nu are absențe, are note bune și așa mai departe, atunci societatea intră într-un ritm normal. Dar uneori refuzăm să vedem lucrurile bune care se pot face și v-am dat, cred că, cel mai relevant exemplu față de tot ceea ce am discutat în această seară, de un lucru bun de care putem beneficia fără să întrebăm de unde bani, dând soluția, fără să avea nicio presiune asupra bugetului. Domnule Radu Cornel, vreau să-mi spuneți, ideea promovată de domnul Ilie ar putea fi îmbrățișată de toți părinții din România. Cum însă, cum ei din cifra de afacere a multinaționalilor cei 0,09%? Prin modificări legislative. Bun, și cum, ce ai putea stipula într-o lege ca să-i determini să-ți dea ție stat român cei 0,09%? Este nu simplu, nu foarte simplu, dar se poate. Deci, modificând legislația de așa manieră încât să poți avea un control clar asupra veniturilor care pleacă din țară. Pentru că, spuneam și mai devreme, foarte mulți bani pleacă din țară fără să aibă acoperire. Se fac niște investiții de suprafață pe niște cheltuieli extraordinar de mari, că de-aia ne costă și foarte mult, inclusiv kilometru de autostradă în România, pe niște sume foarte mari și astfel banii sunt ascunși. S-a mai practicat și o mică șmecherie, dacă vreți, la marile firme și vis-a-vis de fondurile europene. Pentru că întotdeauna s-a spus, domnule, bun, atragem bani să facem autostrada X sau fabrica Y, dar cu firma aia. Adică trebuie să dispară condiționarea asta. De ce cu firma aia? Ca banii să plece tot înapoi, de unde vin? Și spuneam mai devreme, de asta avem prețurile cele mai mari la autostrăzi. Calitatea, nu o mai discutăm, o vedem cu toți. De fapt, la resturile de autostrăzi, care spuneam mai devreme, sunt de domeniul religiei. Dracu știe când încep și Dumnezeu unde duc. Dar, mă rog, asta este cu totul altceva. Sper să nu se supere clericul pe mine pentru expresia de mai sunt devreme. Sunt convinsă că nu se va întâmpla acest lucru. Da, din păcate, aici să vedem cum putem să-i determinăm. Foarte simplu, prin legislație și prin control mai atent asupra derulării fondurilor. Bun, deci pot eu, stat român, să zic tu, X, mare concern, vrei să investești în România, dai cei 0,09% din cifra de afaceri? Orice stat își face regulile.
Bun. Trebuie să-și facă regulile proprii. Bun. Noi, și dacă firma noi, respectivă, așa cum vorbeam mai devreme despre... Ce o să fac? O să pleci, o să-mi spuneți. Nu! O să spună, stai domnule, că eu merg doar pe pierderi de ani de zile. Păi nu da, pot. Păi da, spuneam control riguros. Să vedem cum, doamne, iartă-mă, firma de care spunea, mă rog, nu dăm nume că n-avem voie, a avut pierderile alea imense. De ce mai există, domnule? Că până și cel de la tarabă din piață spune, zice, dacă, domnule, trei luni am ieșit în pierdere, am închis, gata, mă duc acasă. Că n-are rost. Că nu mai n-aduc bani, de unde să aduc bani să compensez? Deci chiar credeți că pleacă? Nu vor pleca. Nu vor pleca, pentru că au găsit fraieri aici care ne-au îngenunchiat și ne-au pus să lucrăm pe bani puțini. Și am ajuns mâna de lucru cea mai ieftină a Europei. Da, din păcate este foarte real ceea ce spuneți dumneavoastră, mai pe surse, mai voalat, au ajuns să recunoască lucrul acesta, că mâna de lucru din România este bună și aproape că ajunge să concureze cu mâna China. De lucru din China țările asiatice. Da. Exact. Mi-aș fi dorit în această seară să abordăm un alt subiect care mie îmi face mare, pe care mie îmi face mare plăcere să discut, cel al agriculturii, însă din păcate timpul nu ne mai permite. O să abordăm și acest subiect. Mă bucur că am putut să lămurim aceste aspecte ale majorărilor pe care dumneavoastră le promovați și considerați că lucrând acolo unde trebuie, adică la legi, se pot realiza și ele. Ce să zic, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea. Vă doresc multă putere de muncă în perioada mulțumesc. Următoare pentru că aveți nevoie și cât mai multe întâlniri cu buzoienii noștri care sunt convinsă că vă așteaptă să le bateți la poartă. Vă mulțumim. Timpul e atât de scurt, ziua e atât de scurtă încât mă rog, încercăm să ne... Pot să vă spun că suntem pe zi ce trece în fiecare întâlnire, suntem întâmpinați cu brațele deschise, pentru că așa cum vă spuneam și în primele emisiuni, am pus în fața buzoienilor o echipă tânără, o echipă nouă, o echipă fără antecedente de niciun fel, o echipă care are o imagine bună și care dorește să facă ceva. Aceste lucruri s-au demonstrat în toate întâlnirile și de pe stradă, din toate orașele, în târguri. Chiar astăzi dimineața am fost într-un târg, întâmpinați de oameni care știu ce înseamnă România Unită, au văzut că acest partid se extinde și vă spun, în momentul de față există emulație în jurul partidului și vă spun sincer lucruri pe care le puteți vedea și dumneavoastră. În momentul de față, la nivel național și inclusiv în Buzău, Partidul România Unită a început să devină o stare de spirit. Atât timp cât oameni vin singuri de pe Facebook, din mediul online, de pe stradă, avea avut astăzi un cetățean care a venit și nu vrea să înțeleagă că n-are voie să pună afișe la... Nu, el vrea să pună afișe pe spațiul lui comercial. Noi nu putem, nu avem voie decât în spațiile special amenajate. S-a dus cu niște calendare mergând pe stradă și s-a întors cu 10 oameni la sediu să semneze adeziuni. Începem să reprezentăm o stare de spirit, suntem foarte fericiți pentru că românii înțeleg că nu putem face nimic în această țară fără oameni care să iubească România și să gândească românește și pentru prosperitatea țării. Permiteți? Români, da, nu uitați, noi suntem români, cei 20 de milioane și România e a noastră. Așa este, vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea în această seară. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Ne revedem mâine seară. Până atunci, toate cele bune. O seară cât mai frumoasă vă doresc. La revedere!